La orice căsătorie, consider că este potrivit mai întâi să ne cuvântăm de Dumnezeu. Asta nu din obișnuit. Și pentru că lui datorăm creația naturală, fizică. El ne-a creat, spune Psalmul 100, dar lui suntem. Mai mult, lui datorăm faptul că a realizat, că a constituit familia. Și nu doar cea a tot-o părinților noștri, Adam și Eva. Iată că până astăzi Dumnezeu continuă să lucreze la proiecte de genul acesta. Și mereu și mereu instituie noi familii. Numele Lui să fie binecuvântat. Amin. Avem și alte motive să binecuvântăm pe Domnul. Suntem într-o locație decenară. Avem și alte motive cu perspectivă eternă, cum era cântarea anterioară. Din nou să ne regăsim în grădină, cu familia mare. Că, deși suntem de pe meridiane, de pe meleaguri diferite, la urmă oameni avem origine comună. Adam și Eva, dacă i-ar vedea pe toți, despre care, sau care n-ar putea să spună că nu suntem rudenii cu ei, nu? Având origini comune, un creator comun, Dumnezeu vrea să ne reunească într-o zi și nu doar într-o zi, ci în debutul eternității, ca să fim o familie binecuvântată, cum spunea Proverbi 21, iată corpul lui Dumnezeu cu oameni. Dragi mii și dumneavoastră care sunteți aici, căsătoriți și necăsătoriți, și copiii care ne pricep, în ce măsură pricep, dar în mod deosebit vreau să mă adresez celor doi și să-i sfătuiesc cum poți să fii fericit în căsătorie. Că despre voi de acum încolo nu mai poate fi valabil ce spune Apostolul Pavel la 1 Corinteni 7, ultimul verset acolo, și fi mai fericit dacă rămâne așa. Ai scăpat asta de mâine, acum poți să fii fericită în viața de căsătorie. Și dacă sunteți de cei necăsătoriți, unii chiar cu state vechi, unii mai la început de drum sau unii urmând să faceți pasul, haideți să ne cercetăm. Pornind de la cele scrise în Psalmul citit 128. Aici de mai multe ori apare expresia fericită. Versetul 2. Căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Consider că o primă componentă, sau dacă vreți etapă sau treaptă în fericirea vieții de familie, se obține prin muncă, prin efort. Atunci, adică după ce realizezi, să faci o casă. Și așa, din cât vă știu, m-am uitat și în certificat, am mai pus o întrebare două și am dat seama că la voi fericirea numai dacă se construiește de acum. Nu mergeți la toate gata, școlile nu vă sunt gata, trebuie și. Atunci, când o să depuneți efort, mai mult intelectual, mai mult fizic, certificat, ce veți alege, atunci vei fi fericit. Și nu numai atunci, aș spune. Spune că se ascultă, e dulce somnul lucrătorului cu ziua. Cu fiecare etapă, după ce faci ceva, ai progresezi, se ridici o casă. Întâi te bucuri că e ridicată roșu, nu? E cu stâmplărie, că știu eu, mai sunt multe de făcut. Te bucuri. E o grădină dacă o cuși plasați, la oraș, alte și alte realizări, de o mașină, așa mai departe. Vă văd aici tineri, copii, să nu așteptați lucruri de agașă. Să știți, cei ce ne privesc fără să muncească, nu se bucură de ele ca cei ce muncesc să le dobândească. Ei nu știu să le prețuiască. Dar cei ce prin efort acum să aibă ceva, și ce e mai frumos, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, spunea, ia să vă întreb, știți cine? Doamne, am trecut pe iagul, am trecut pe iagul acesta, așa cum fac două tabere. Eu m-am și mirat de ce a plecat la căsătorie de cinci, că doar avea acasă. Când s-a plecat după mama lui, administratul m-a dus dară. El a plecat cu la mână. Și sunt atâția oameni la mână, că au plecat de la lingură și furculiță, au locuit pe chirie, dar au fost și Dumnezeu.
neam, ea binecuvântat. Ar fi o primă dreaptă de fericire în viața de familie. Să vă dau și un exemplu din Scriptură, din Cartea la Împăraților, în capitolul 4. Este scris despre o familie din Sunem. Era bogat. Da, vă rog să rețineți. Scrie aici în versetul 18. Într-o zi când se dusese că la tatăl său e vorba de fiul acelui, la secerător, deci tata era la câmp. Se bucura să aibă o casă, a putut să facă o mansardă pentru musafiri, dar se la ogor. Nu? De sănătoși, cred că sunteți sănătoși. Fie sunteți. Spor la treabă. O să fiți și voi fericiți. Puneți mâna. De altfel, nici nu e corect să se căsătorească care are ca să muncă. Ăștia pe la mănăstire. Poate s-ar descurca la mătări. Cine vrea să se căsătorească, trebuie să știe că munca va fi o activitate de zi cu zi. Spune 1 Timotei, capitolul 5, totul creștin să se mărite, să aibă copii și să se prindă, să fie acolo gospodine la casa lor, carte de vis sau unei femei, nu știu cum arată pe stradă, și cum arată la orice moment din zi sau din noapte, casa, bucătăria, supraveghere, așa mai departe. Doamne, ajut! Nu-i fiți prea mult, că noastră știți, iar pe lene și tot nu știți eu. În al doilea rând, o altă componentă, etapă a fericirii vieții de familie. Spune Scriptura în continuare, din Psalmul 128, de la versetul 3. Nevasta ta este ca o vițelă de toată într-o casă tale. Copiii trebuie să facă niște lăstari de măsline pe jurul mesei tale. Fericirea de a avea partener, de a rămâne în viață, de a avea copii, de a vedea crescând. Și sub acest aspect putem spune că n-a fost bine ca omul să fie singur. La capitolul muncă, la capitolul avuție, condiții de viață, de trai, avea, dar nu se punea acolo. Dar nu avea cu cine să se bucure. Că Dumnezeu nu ne-a creat să fim ființe solitare și să trăim în comuniunea cea mai intimă care se numește familie. Să fie împrejurul mesei, să nu se mănânce în serie. Că este o bucurie când mănâncă toți. Nu? Știți despre fiul Iov? Se duceau unii la alții, dădeau câte unor sfăți. Este o părtășie și în mod deosebit la masă, acum au și muncit. E asigurată prima componentă, e treaba la a doua. Să mănânce împreună. Să se bucure. Să vă ajute bunul Dumnezeu. Că a fi ceai, doar pâine uscat, uneori, sau o masă în belșugat. Da, să vă puteți bucura împreună, înseamnă cu pace, cu liniște, că altfel îți pierde posta de mâncare, viața n-are gust. Amin? Nu știu dacă până acum ați avut o discută verbală sau vreo separată. Nu știu dacă ceilalți reușiți. M-a întristat odată un predicator la un moment, a spus că el nu învață pe nimeni să nu se certe, oricum se ceartă, el învață numai cum să se certește. Eu cred că prevenția e mai bună decât tratarea ulterioară, nu? Da, mergem și pe mâna iertării, că mai sunt scăpări. Asta nu înseamnă că pornim de la premiza că ne permitem să scandalizăm și apoi să ne reîmpăcăm sau știu eu, să coabităm așa cum suntem, că n-avem ce face. Vor vedea și copiii această atmosferă, se spune că într-o familie a venit soțul supărat, s-a certat soția, că n-a fost în mâncarea, gata. Unii așa mai sunt oameni nervoși și adate că sunt plănuți. Și ea și-a cerut scuze, după la urmă a mâncat, s-a ridicat de la masă, a mâncat așa, bufnat, nu mulțumesc la Domnul, nu mulțumesc la Doamna. Și după ce a plecat,
Zice un băiețel către mama lui, zice, nu-ți pare rău că te-ai măritat cu tata, nu-mi pare rău. Ma, Pietru de n-am dreptat 100%, că tot trebuie să-i pară bine că a rezultat viața lui din căsnicia aceea. Numai că nu avea fericirea aceea să se bucure împreună. Dar copiii, dacă voi vă veți certa și până este în pântecele mamei, resimte prin dispoziția voastră. Se va regăsi apoi poate în neliniștea lui. Ce să spun mai târziu, va avea frustrări, vor fi neîmpliniri. Oricum, Domnul împreună cu soția avem peste 31 de ani împreună și aș putea spune că ne-am înțeles foarte bine. Aș putea aduce ca martor copiii unei. Și totuși, în ultima vreme, când ne-a băgat Domnul la școală, asta să ne copii mai bine, privind în urmă, am zis, totuși puteam să fiu mai gentil. Da, scrie în Biblie că cel de credință și îmbunătățește cale și purtare. Propuneți-vă din start aceasta. Ca atmosfera între toți membrii care Dumnezeu i-a răzit în casă să fie una bună, să vă puteți bucura cu adevărat și Dumnezeu să vă dea copii de care să vă puteți bucura, înțelepci. Știți ce spune cartea Proverbelor în mod repetat, eu citesc doar din capitolul 10, versetul 1. Un fiu înțelept este bucuria tatălui. E o fericire să vezi copiii. Până sunt mici, încep să buchisească și în limbajul pe care îl știm. Mai apoi de momente de școală, de realizări, de... s-a dat că fie la efortul muncii, la consum, la toate câte sunt. E fericirea asta. Dumnezeu să vă dea și la familia părinților Samuel, le-a dat o masă lume. Pe la toate colțurile primele. Dumnezeu să vă binecuvânteze. În al treilea rând, și o să mă opresc aici, dar să povesc puțin. Scrie în Psalmul 128, citesc în continuare. Așa este binecuvântat Domnul care se teme de Domnul, să te binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea Ierusalimului. În toate zilele vieții tale, să vezi pe copiii, copiilor tăi, pacea să fie peste Israel. Fericirea de a fi în biserica Domnului împreună cu toată casa ta și de a avea un viitor asigurat de mântuirea Domnului. Că avea doar fericirea să ai cele necesare, e bine. Amintiți-vă când discuta Elisei cu Gehazi, acolo în mansardă, la familia din Sunem, a zis, cu cine ne va așa numai față de familia asta? Și treabă, vrei să punem o vorbă bună pentru tine la administrație? Ce rog, eu nu mă gândesc de listit, n-am un proces pe rol, nu-i caz. N-am un copil și le-a dat Domnul, și fericirea asta. Rău un alt caz. Haman avea primele două componente cu surplus. Știți ce avea avea? Am închis-o numai cât a vrut să doneze pentru pogromul împotriva evreilor. Și bradul nu l-a taxat pentru asta, era un alt an. Nu știu ce venitul lunar era să cum se recompensa un cartul la palat. Copii, 10, nevastă și aia. Când s-a dus la 100, s-a lăudat și a zis, Zdarisean m-a spus, și pe mâine se repetă ceea ce a fost astăzi și sunt singur. Repet, primele două componente le avea fără măsură. Este era 5-9. Am amestit în ziua aceea, vestră și prima măsură. Fericirea, surprindea când se face o poză. Dar, când a văzut pe Mardoheu, toată fericirea, bucuria se evapora și pleca supărat acasă. Dar cei nu fi-a putut să mănânce, dar de la mâncare venea. Dar ce n-a avut cu cine se bucure, dar erau toți acasă, cu prieteni, cu tot, la familie. Mă, că el nu avea fericire a Sionului, a temerii de Dumnezeu, a vieții sfinte. În salmul de la nunta voastră nu uita să citit. Ferici de omul care se teme de Domnul și umblă pe căile lui.
fiți fericiți prin muncă, fiți fericiți prin apartenența la familia ce Domnul v-a rânduit, dar fiți fericiți umblând cu Dumnezeu. Amin. Să fie El membru de căpetenie al casei voastre. Amin. De fapt, pe asta termină. Pe de-a întregul, pe de-a divariatele și pentru eternitate, fericire. Celelalte fericiri sunt foarte limitate. Atât ca și împlinire efectivă, cât și ca timp. Dar fericirea de a umbla cu Dumnezeu e calea enormă. E permanent aici și se continuă, cum spune unul Timotei 4, 8, evlavia este folositoare în orice privință. Și evlavia e raportarea corectă la Dumnezeu, că să-L ții aproape, sau mai exact spus, să stai aproape de Dumnezeu. Și de acum să vă vedea că sunteți voi dipocriți. Dacă veți reuși să-L țineți pe Dumnezeu acasă, sau vă face pe evrei, sau cum a făcut cu templul, că s-a ridicat slava Domnului, s-a pus pe prag și... goodbye. S-a revenit după 70 de ani. Dar s-au pierdut mulți. Nu putem noi obliga pe Dumnezeu să asiste la scandalul nostru și ne tot în pace, tot săptămână. Dumnezeu, dacă vrem să ne cinstească în permanență cu prezența sa, trebuie să trăim frumos, ca în timpul zilei, ca oameni plăcuți lui Dumnezeu. Da? Dacă veți fi așa, dacă veți face așa, va fi fericit. Atunci, aș putea să-l amintesc în condiția asta pe Avram, bogat era Dumnezeu la Binecuvânt. O, la măcurtiție, dar și un copil, dar și probat, dar a rămas cu Isaac. Era de tot. Dar ce-a fost mai frumos, că l-avea pe Dumnezeu. I-a venit în vizită. Avram a avut bucuria să îi servească la masă, Sara să-i pregătească pentru Domnul. Da. Se spune că o mamă așa, cu teamă, s-a dus pe ascuns la casa unde locuiau copiii ei. Și-a într-o seară și ea pe lângă casă s-a oprit și-a ascultat, cântau. A intrat cu bucurie, așa, cu lacrimi de bucurie. Și-a spus, dragi copii, așa aș vrea să mă găsesc de fiecare dată. Cântând, lăudând pe Domnul, mulțumindu-i. Dumnezeu ne-a dat harul să locuiască împreună cu noi. Zicea Solomon, Doamne, cum ar fi să facem noi o casă să locuiesc? Doar ceruri te pot cuprinde. Zice, totuși tu vrei să locuiești aici. Și Dumnezeu la timpul și-a dobit prezența prin focul bucuric al ta, prin norul care s-a văzut acolo casa Domnului. Prezența Domnului se vede prin pace, prin bucurie. Prin toate harurile sale binecuvântate, binecuvântat să-i fie numele. Să știți însă că vă va vizita și diavolul. Și amândoi nu stau. Ei spuneți, bun venit satane, Dumnezeu pleacă din oficiu. Spune Scriptura, zicea Dumnezeu prin darul lui Solomon, în Cronici, capitolul 28, versetul 9, cu fiul lui Solomone, cunoaște pe Dumnezeu Tatălui tău, slujește cu toată inima, cu suflet binecuvântător și scrie la un moment dat spre final, dacă îl vei căuta, va lăsa găsit de tine, dacă îl vei părăsi, te va lapăda și el și după o vreme, aș spune eu, completându-l înțelesul general al Scripturii, pe vecie, Doamne, fie-ți milă. Amin. Vă sfătuiesc în mod concret, dragii mei, niciodată în viață să nu fiți suspicioși, să nu vă certați. Orice ar greși celălalt să-l încadrați la cel mai favorabil articol. Robul Domnului trebuie să fie și surd, și orb, și mut. Și cu un astfel de om, n-ai cum să decizi. În Cartea Recordului din 2005, este acolo o relatare că o familie avea peste 80 de ani împreună. Avea el peste 100, bărbuța vreo 100 de ani. Și o nepoată, ce era reporter, întreabă, dar cum ați reușit să conviți tata împreună?
Și bunica ei zice, când ne-am căsătorit, am luat angajamentul că pentru cel puțin 10 lucruri nu face nicio observație. Unul și lucra. Și vă dați seama care a fost a doua întrebare. Care a fost cele 10 lucruri? Și nu le-am scopit niciodată. Orice făcea să puteam fi din alea 10. Ei nu știu cât a fost. Se poate, 31. Asta nu fără rugăciune, fără citi Biblie. Întâi un episod de la film, scandalizezi. După ce vizionezi un telejurnal, te stresezi, te temi, te dezrele, cum se spunea Adina. Îți vor rugăciune după ce te tâmpi. Se lasă cu pace după ce mergi la adunare. Vă spuneam că fericirea asta e determinată de Sion. Asta are de-a face, dacă pricepe dimensiunea asta, despre care scrie aici, ce se vezi pe copiii copiilor tăi. N-au cum să-ți fie fericiți copiii numai dacă merg la adunare. Că trebuie să se căsătorească și ei cu cineva. Cu cine? Nu s-au căsătorit ca în primele generații, frate cu soră, nu? Trebuie să aibă un anturaj de adunare. Să fie în Sion cu toții prezenți. Acolo te bucuri, acolo se primește dimensiunea majoră, unitară, a relației Sfinților. Așadar, luăm hotărârea că nu ne încercăm, da? E cu marță, nu? Ușor. Când nu știți zâmbi, cumpărați flori. Înseamnă că între flori știți zâmbi. Puteți veni la adunare cu Biblia așa în mână. N-ai cum să te ceri cu Biblia în mână. La cântări, la poezii. Am fost surprins în ultima vreme să fiu întrebat și să mi se ceară sfat de familiști sub un an de căsnicie, grămadă, care nu mai se potrivesc, nu se înțeleg. Și am ajuns la concluzia că spiritualitatea e foarte slabă. Se plângea o beată femeie, să numim de acum, de 6 luni măritată, soțul meu îl trag cu deasila la adunare, nu ne înțelege, nu se roagă, se uită numai la filme, la meciuri, sau de vorbă cu el separat. Eu să mă aduc vorba cu el, nu că nu se dedică, că nu se suicide niciodată. Eu sunt la frate așa, nu știu la mine. Numai că ea nu a putut citi. Că atunci când colegul tău de bancă rezolvă greșit exercițiul, dar nici tu nu știi mai multe matematică. Nu știi niciun lucru. De la care e copiat și care greșește. Dacă ar fi fost ea fapt de evlavioasă, ar fi mirosit așa, vile mele de rigoare. Eu, Sărmanul, n-a ajuns la Cartea Proverbelor. Cu salmii în urmă de asemenea. Și-ar fi dat seama. Dar sunt visători și apoi când se trezesc la o realitate fără spiritualitate, încep supărările. Că munca trebuie din sarcinile, din copii, viața e foarte reală. Din idealul cu ispitirile. Văd de asemenea întristat să văd ce face gelozie, imoralitate. Și nici nu știe, vreau să spun, practic vorbim ca și sub aspect de următoră viața de familie, ce e mai rău, să ai un partener imoral sau să ai un partener gelos? Că ambele sunt extreme. Una este imaginară, cea este reală, dar sunt la fel de fabuloase amândouă. În mod repetat, am fost într-o familie să-i împăcăm, la ea o gelozie din asta cuplată cu nepricepe și la el o răutate, și cu doză procentuală de nepricepe. Cum să-i ajuns? Am întrebat o dată că soție, o abandonase soțul. Și frate, gelos, m-a terminat. Și zic, dar când a început chinul vostru? Ați fost măcar fericit la început. Zice, nu, când se anunțe. Abia aștepta să vadă filmarea, să-i dovedească ei, ea s-a uitat cu un băiat pe scaunul dimineață.
Păi ce nebunie? Gelozia este un duh rău. Poți nevoi să duc o familie de 40 de ani, ca vârstă, 20 de ani de căsnicie, să se duc așa la situația aceea din numele capitolul 5. Evident, transpus în realitate de acum, acolo scrie că soțul ce își acuză soția să ducă la preot, să ia să bea apelea mare, să băi, am de care le-a să vă dau. Îmi te pun să te care aici, față de mine ca păstor, dacă ți-ai păstrat, am pus-o pe ea în temă înainte, ca să nu o frustrez. Deci, trebuie să recurg și la maniera asta, poate îl lăbuiesc pe soțul tău că tu n-ai. Am pus-o și la proroc, să nu cumva să fie vreo descoperire. Acum începea o investigație retroactive, că unde a fost ea, dacă nu are cazier. Nu știam că femeia aia, că nu știu dacă știe zâmbi femeia așa. Și acum, și el fabulație până acolo încât lucra șofer să-și spună că a fost singur. Că da, dacă e acumva. Și fi sână să povestesc. Dumnezeu să vă plătească pe voi și pe neamurile voastre. Și adunarea întreagă, ce se mai spune de imoralitate? Dar dacă ne permitem relații online sau creștel de vorbe ușoară, care spune Sfântul, nici măcar să nu fie pomenite între Sfinte. Dumnezeu să vă ajute. Eu mă opresc aici cu dorința exprimată în ultimul rând din psalmul citit. Asta suntem puțini aici, dar dacă eu sunt mulțumit, că ți știa că nu am voie de ați început, mi s-o vergați de pe voia până de. Dacă despre voi aud că câți copii harnici, că vă bucurați de unul sau câți copii mai departe vă da Domnul, dacă sunteți copii pocăriți, că asta o va da fericire vouă, neamul vostru, să dorim și altora care nu sunt aici. Pacea să fie peste Israel. Amin. Că aici poate printr-o rugăciune comună sau știu individuală, cineva scapă vorba, Doamne, binecuvântă și biserică. Și unii care nu sunt aici, numai să trezesc așa și un hap bine peste ei, dacă nu duce asta. Cineva se roagă acum. E foarte important ca în biserică să fie atmosferă bună. Chiar și în societate depinde fericirea noastră, de fericirea întregii comunități. Dumnezeu să ne dea cu adevărat fericire. Amin. Dar asta înseamnă, uitați, pe asta am acceptat să umbli cu Dumnezeu, că vă lasă temă pentru acasă. O să găsiți pe eu, citiți Biblia, dacă nu vă aminte, să descrie într-o carte de vin descrit de două ori că Dumnezeu e fericit. Și când vine El, nu se poate să nu lasă atmosferă de fericire. Amin. Amin. Amin.